Vă invit cu respect să deschidem cuvântul Domnului la cartea Geneza, din capitolul 19, vom citi de la versetul 12 la 22. Geneza 19 cu 12 la 22, pagina în Biblie 19. Să ascultăm acest pasaj biblic deosebit de frumos, ca toată Scriptura, de fapt. Bărbații aceia au zis lui Lot: pe cine mai ai aici? Gineri, fii și fiice și tot ce ai în cetate, scoate-i din locul acesta. Căci avem să ne ieșim locul acesta, pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul ca să-l nimicim. Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi, care luaseră pe fetele lui. Sculați-vă, a zis el, ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii credeau că glumește. Când s-a crăpat de ziua, îngerii au stăruit de Lot zicând: scoală-te, ia-ți nevasta și cele două fete care se află aici, ca să nu pierzi tu nelegiuirea cetății. Și fiindcă Lot zăbovea, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el, pe nevastă sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-l cruțe. I-au scos și l-au lăsat afară din cetate. După ce au ieșit și l-au scos afară, unul din ei a zis: scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreunul din locurile din câmpie. Scapă la munte ca să nu pieri. Lot le-a zis: o, nu, Doamne, iată că am căpătat trecere înaintea ta și ai arătat mare îndurare față de mine, păstrându-mi viața, dar nu pot să fug la munte înainte ca să nu mă atingă prăpădul. Iată, cetatea aceasta este destul de aproape ca să fug în ea și este mică. O, de aș putea să fug acolo, este așa de mică, și să scap cu viață. Și el i-a zis: iată că-ți fac și haterul acesta și nu voi nimici cetatea de care vorbești. Grăbește-te de fugi în ea, căci nu pot face nimic până nu vei ajunge acolo. Pentru aceea s-a pus cetății locul acela cetății numele de Tsoar. Amin. Tsoar. Cei mai mulți cunoașteți această istorie, cunoașteți această întâmplare. Este legată de nimicirea Sodomei și a Gomorei, plus încă trei cetăți din jur, pentru că cinci cetăți au fost nimicite în jurul Mării Moarte. Este un pasaj profund, interesant în același timp. De ce? Pentru că pasajul, începând din capitolul 18, vorbește despre o cristofanie, adică o prearătare a Domnului nostru Iisus Hristos înainte de întruparea Lui, înainte de nașterea din Fecioara Maria. Pentru că El este etern, deci El a existat înainte ca să se plămădească în pântecele Mariei și înainte ca să se nască. De aceea Iisus Hristos s-a arătat mai înainte. Uitați-vă în capitolul 18 și aceasta mai ales pentru cei ce nu cunosc în amănunțime cuvântul Domnului. În capitolul 18, de la început, spune așa: Domnul i s-a arătat la stejarii lui Mamre, pe când Avram ședea la ușa cortului în timpul zădufului zilei. Fiți atenți la descriere. Avram a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că trei bărbați, trei, stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor de la ușa cortului și s-a plecat până la pământ. Și acum din nou atenție. Apoi a zis: Doamne, n-a spus domnilor, dacă am căpătat trecere în ochii tăi, nu în ochii dumneavoastră sau voștri, nu trece rogu-te pe lângă robul tău. Intră în casa mea, mănâncă, o să-ți spăl picioarele, deci după obiceiul oriental care era atunci. Iată că se vede, Iisus Hristos s-a arătat lui Avram
Și când a venit și s-a arătat lui Avraam, a venit însoțit de doi îngeri. Probabil, doi dintre generalii cerului, poate arhanghelul Mihail și Gabriel, Biblia nu ne spune cine, însă este însoțit de doi îngeri, cu siguranță sunt căpeteniile cele mai de seamă din împărăția lui Dumnezeu eternă peste lumea îngerilor. Iisus Hristos a coborât personal ca să verifice condiția Sodomei și Gomorei, nu că nu știa lucrul acesta, dar ca să ne învețe pe noi că Dumnezeu este așa de preocupat de viața noastră aici pe pământ, încât este între noi, este în mijlocul nostru. Și în această situație, Avraam a început să vorbească cu Domnul, cu Domnul Iisus Hristos, a început să mijlocească pentru Sodoma și să obțină o promisiune din partea lui Dumnezeu că dacă numai 10 credincioși se vor găsi în cele 5 cetăți, nu numai în Sodoma și Gomora, în cele 5 cetăți pe care le-a nimicit, numai dacă 10 credincioși s-ar găsi în aceste 5 orașe care să cunoască pe Dumnezeu cu adevărat, în bunătatea lui Dumnezeu pentru 5 oameni credincioși nu va nimici locurile acestea care erau corupte moral și care, pentru care practica de zi, trăirea de zi, era o viață imorală, extrem de imorală. Homosexualismul era nota de virtute a acestor cetăți. Și Dumnezeu a zis, nu nimicesc cetățile acestea pentru 10 oameni credincioși. Și n-au fost 10 oameni credincioși în 5 orașe. 10. De aceea Biblia spune, voi sunteți sarea pământului. Nu este datorită politicienilor, ei sunt buni în locul lor. Nu este datorită magnaților în economie, ei sunt buni în locul lor. Lumea aceasta încă este prezervată și Domnul Iisus Hristos n-a venit ca să ne ducă și să nimicească apoi pământul și cea mai mare parte din locuitorii lui cu mânia lui și mânia lui Dumnezeu în ceea ce se numește necazul cel mare, nu datorită lucrurilor pe care noi le vedem și credem că acestea influențează totul și controlează totul pe pământ, nu, datorită bisericii lumea încă stă în picioare, datorită bisericii, pentru că biserica are rol de prezervare a rasei umane și a pământului. Și acum, uitați-vă în pasajul pe care l-am citit, Iisus Hristos probabil s-a întors la cer și a zis celor doi îngeri, acestor două căpetenii, duceți-vă voi în Sodoma și executați această poruncă divină. Nimiciți orașele acestea cinci. Și acești doi îngeri au venit la Lot, nepotul lui Avraam. Și au vorbit cu Lot spunând, uite, vrem să te scoatem din cetatea aceasta. Lot a avut slăbiciunile lui, pentru că observați atunci când este întrebat de către cei doi îngeri, pe cine ai aici, a spus, am gineri, nurori, două fete care încă nu sunt căsătorite sunt cu mine și soția, restul sunt prin oraș. Dar Lot ajunsese probabil într-o criză spirituală în care credința pentru el devenise o glumă. Totul era permisibil. Și de aceea când Lot s-a dus la ginerii lui, s-a spus și la fetele lui, nu? Haideți, sculați-vă că noaptea aceasta Dumnezeu face judecată peste Sodoma și Gomora și peste orașele de aici. Haideți să plecăm de aici. Au crezut că glumește. Deci nu mai avea greutate în ceea ce spune. Așa este de multe ori credința multora, este numai o glumă. Numai poartă numele acestea. Nominal sunt creștini, cu viața sunt păgâni. Pentru că fac faptele celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, trăiesc obiceiurile lor și mărturia lor pentru Dumnezeu este o mărturie care nu influențează. Însă Dumnezeu este plin de milă și Dumnezeu a zis, am să-L scap și pe Lot și casa lui. Câți are în casă? Cel puțin soția și două fete. De aceea aș vrea să vin în fața noastră în această dimineață cu un mesaj mai scurt, datorită condițiilor în care suntem în această dimineață, și să prezint în fața noastră un cuvânt pe care l-am intitulat ajutor efectiv. Ajutor efectiv. Cum poți să ajuți? Cum poți să ajut? Cum poți să fii efectiv în a veni în ajutorul cuiva ca să-l mântui? Să-l readuci pe calea lui Dumnezeu, să-l repui în picioare, să cunoască din nou bunătatea Domnului, să vadă că Dumnezeu iubește sufletul și faptul că l-a păstrat în viață, înseamnă că nu l-a abandonat și îl vrea înapoi ca pe Lot și casa lui în împărăția lui Dumnezeu. Faptul că tu ești în viață, măcar că poate credința ta este o glumă, repet, nu vreau să ofensez pe nimeni,
Dar este o realitate despre mult. Și despre dumneavoastră cei de la internet, care ne ascultați. Fie astăzi în direct, fie mâine, reluând programele. Credința multora este numai o glumă. Dar faptul că Dumnezeu nu va lua viața și nu mi-a luat viața și nu ne-a luat viața, este iubirea Lui mare, prin care vrea să ne ridice, vrea să ne salveze, vrea să ne întoarcă, vrea să vedem minunile Lui, minunea protecției Lui, a îndurării Lui, a salvării Lui. Cum poți să ajuți? Primul lucru, când vrea cineva să ajute, și poate să ajute, nu? Toți care vor să ajute, pot să ajute. Când vrei să ajuți, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te duci acolo unde este cel în nevoie. Du-te acolo unde este nevoie, la ce sunt în nevoie. Uitați-vă în versetul 1 din capitolul 19. Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma și Lot ședea acolo, la poarta Sodomei. Dacă doi îngeri din cer s-au coborât să ajute, frați și surori, doamnelor și domnilor, eu cred că și nouă ne este bine să ne ducem să ajutăm, nu? Observați cât de preocupat este Dumnezeu de binele nostru, de sufletul tău, de casa ta, de izbăvirea ta, de eternitatea ta, a mea. Și Dumnezeu, personal, prin Domnul Iisus Hristos și acești doi îngeri, ne-au dat această pildă. Vrei să ajuți? Sigur, este ușor să ajuți. Poți, la nevoie, ajuți prin telefon, ajuți printr-o scrisoare, ajuți printr-un e-mail, ajuți prin internet. Însă ajutorul cel mai efectiv este ajutorul direct. Când te duci la cel necăjit, când te duci în casa lui, când intri în familia lor, când mergi la spital, când mergi la închisoare, când mergi la cel care nu se poate ridica de pe pat. Este lucru pe care Dumnezeu l-a făcut, ca să ne ajute, a coborât la noi, a venit la noi. Dumnezeu cel etern prin Domnul Iisus Hristos a luat trupul nostru și a spus, vin la voi. Nu numai o pre-arătare, o pre-încarnare, ci am să vin în trupul vostru, mă cobor între voi. La bolile voastre, la neputințele voastre, la necazurile voastre, la lipsurile voastre, la neajunsurile voastre, la neînțelegerea pe care o aveți din partea lumii, am să vin în mijlocul vostru. Câte locuri și în câte lucruri și în câte direcții și în câte cazuri am putut să mă duc personal să ajut și n-am făcut lucrul acesta. Recunosc și admit, am greșit în această direcție foarte mult. Puteam să fac mai mult. Gândește-te tu în dreptul tău. Puteai să faci mai mult? Puteai. Dar unii nici să se ducă prin alte mijloace mai departe nu o fac. Că dacă nu te poți duce, știu eu, până în Mongolia, nu? Dolarul tău poate merge acolo. Prin misionarul acela care se duce. Mâna ta se poate întinde până acolo. Rugăciunea ta poate să ajungă acolo. Adu-ți aminte, nu? De cel în nevoie, roagă-te pentru el. Tu poți trimite pe Domnul personal acolo. Ajutorul cel mai efectiv este atunci când te duci acolo unde este cel în nevoie. Dumnezeu a venit la noi. Îngerii s-au prezentat în Sodoma, la Lot. Dumnezeu a intrat în casa mea și Dumnezeu a intrat în casa ta. Dumnezeu ți-a dat o pildă, mi-a dat o pildă. Fă și tu la fel. Fă și tu la fel. Unde poți să mergi, du-te, dar du-te și ridică. Nu te duce și critica, nu te duce și apăsa. Dacă te duci pentru scopul acesta, nu te duce. Du-te și ridică. Du-te și îmbărbătează. Du-te și mângâie, du-te și încurajează, du-te și întinde mâna, du-te și ia povară. În al doilea rând, ajutorul efectiv, frați și surori, doamnelor și domnilor, este nu numai mergând în locul unde se găsește cele nevoie, ajutorul efectiv este atunci când ai curajul și crezi că nu ți s-a întâmplat nimic la mărimea ta sau a mea, să lucrezi pentru puțini. Deci ajutorul efectiv în al doilea rând este atunci când lucrezi pentru puțini. Doi îngeri din cer s-au coborât pentru cât să lucreze? Pentru câți? 4 oameni. Și nu le-a fost rușine. Nu s-au simțit jigniți. La 4 oameni mă trimit. A plecat acasă la domnul fratele Codreanu și v-am spus și în alte ocazii, am fost foarte apropiat cu dânsul, foarte bun prieten. Mi-aduc aminte că îmi povestea cineva, n-a să vă spun numele.
s-a dus cu persoana aceasta care la evanghelizare. A luat și pe fratele acesta la evanghelizare, pentru că plângea mereu și trebuia să predici. Trebuia să plece. Uite, bă, hai să mergem să evanghelizăm. Dar nu i-a spus unde merge. Și fratele Godeanu, care era chemat la toate evanghelizările mari, a acceptat să ducă data aceasta într-un sat așa mai amărât. Probabil era o biserică de vreo 20-30 de membri. Și au zis, avem și noi evanghelizare. Și s-a dus fratele Codreanu la evanghelizare. L-a luat și pe fratele acesta. Și a zis, da, unde m-ai adus, măi, Tudorică? Și uite aici, aici e evanghelizarea. Și știți care a fost reacția? A zis, băi, Tudorică, băi, pentru ăștia nu se merită să-mi scot predica din geantă, a zis. Nu se merită să scot predica din geantă. Pentru 20-30 de oameni. Ajutorul efectiv este și atunci când te duci și se vede că acesta este ajutorul efectiv, să lucrezi pentru puțini. Nu toată lumea putem să lucrăm pentru 1000 de oameni. Dar pentru unul putem să lucrăm. Nu se poate? Pentru unul se poate. Nu putem noi să ajutăm pe toți săracii. Iisus Hristos a spus, pe săracii aveți totdeauna cu voi. Nu putem ne ajuta pe toți săracii, dar pe unul putem să-l ajutăm. Pe unul. Nu poți ajuta pe toți nevoiași, dar pe unul poți să-l ajuți. Sau pe doi, sau pe trei, sau pe patru. Îngerii din cer a zis, Doamne, nu putem ne ajuta toată Sodoma. Dar putem ajuta patru oameni în Sodoma. Era nevoie de pocăință în Sodoma ca să ajute toată Sodoma. S-a coborât Iisus Hristos, a zis, vin eu să vă ajut. Nu este în puterea îngerilor, este în puterea mea. Și i-a ajutat Domnul Iisus Hristos, dacă erau 10 oameni, acolo i-a ajutat. Dar a spus Iisus, nu sunt 10, voi vă duceți și executați ordinul divin. Nimiciți cetățile acestea. Păcatul lor este oribil. Virtuțile lor nu mai sunt. Nu mai este bun simț în Sodoma, Gomora și celelalte cetăți. Nu mai este nimic. Politicienii sunt ca oameni și oamenii ca politicieni. Liderii religioși sunt ca oameni și oamenii ca lideri religioși. Cei bogați sunt ca cei sărași și cei sărași ca cei bogați. În virtuți, în caracter, în preocupare. Nu există, bun simț, nu există caracter. Duceți-vă și nimiciți. Pe voi vă las, voi executați. Dar îngerii aceștia au primit de asemenea poruncă. Însă înainte de a nimici, mergeți la Lot. Cât sunt acolo, Doamne? 4. Pentru 4? Pentru 4 vă duceți și rezolvați pe Lot. Poți să ajuți. Lucrează pentru puțin. Foarte mult se simt ofensat să lucreze cu un grup mic. Cu o persoană, cu două, cu trei. Cu un bătrân, cu un tânăr, cu o familie. Nu. Efectivitatea, dacă vrei să o ai, dacă vreau să o am, ajutorul efectiv este coborându-te acolo unde este nevoie, chiar în Sodoma, în al doilea rând, lucrând pentru puțini, pentru că Dumnezeu așa lucrează și cu tine și cu mine, din aproape în aproape, de la o zi la alta. În al treilea rând, ca să fiu și să pot oferi un ajutor efectiv, arată clar pericolul pentru cel pentru care lucrez. Arată clar pericolul. Observați versetele 15 și 17 din pasajul pe care l-am citit. Când s-a crăpat de ziua, îngerii au stăruit de lor zicând, scoală-te, ia-ți nevasta și cele două fete care se află aici, ca să nu pierși tu nelegiuirea cetății. Versetul 17. După ce i-au scos afară, unul din ei a zis, scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie. Scapă la munte ca să nu pieri. Arată clar pericolul. Să nu-ți fie greu să-i spui cuiva, dragul meu, dacă nu te pocăiești, pieri. Spune-o cu dragoste și cu durere, cu pasiune. Deci nu cu judecată. Cu durere spune lucrul acesta. Dacă nu-ți schimbi stilul de viață, familia ți se ruinează. Dacă nu-ți schimbi opiniile pe care le ai acum și care sunt împotriva lui Dumnezeu și împotriva binelui tău și împotriva casei tale, a unității familiei tale, viitorul tău este ruinat. Chiar dacă îți merge bine acum, poate ești businessman. Poate vorbesc cuiva din România, sau Germania, sau Canada, sau știu eu, Australia. Poate ești businessman, Dumnezeu te-a binecuvântat și ai prosperat și ai început să te depărtezi de Dumnezeu. Pentru că se întâmplă cu unii care cred că binecuvântarea aceasta li se merită. They deserve it.
trebuie să schimbi stilul de viață. Și când întâlnești oameni, arată-le clar care este pericolul. Arată-le clar unde se află, ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Pentru că în cuvântul Domnului, noi nu trebuie să ne îndepărtăm de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune, ți s-a arătat, omule, ce trebuie să faci și ce altceva așteaptă Dumnezeu de la tine. Pentru că ce faci tu nu este de la Dumnezeu, Dumnezeu așteaptă altceva. Dacă nu le arătăm clar starea, situația, oamenii rămân mai departe în confuzie și rămân mai departe în convingerea că ceea ce fac ei este bine. Vor ajunge să creadă că păcatul este ok înaintea lui Dumnezeu, vor ajunge să creadă că pofta lor firească este dragoste, vor ajunge să creadă că gândirea lor murdară este îngăduită de Dumnezeu. Nu, Dumnezeul nostru este mai departe sfânt și poporul Domnului trebuie să fie sfânt. Dumnezeul nostru este mai departe un Dumnezeu care caută binele tău și binele meu, dar nu-l caută oricum. Pocăiți-vă, a spus Iisus, pocăiți-vă, a spus Sfinții Apostoli, pocăiți-vă, au spus Sfinții Profeți și o să vi se șteargă fără de legile. Și când o să ni se șteargă fără de legile, ni se șterge nu ca să le mai facem, ci ca să fim oameni ai lui Dumnezeu. Oameni ai lui Dumnezeu. Arată-le clar pericolul în care se găsesc. Și apoi, în al patrulea rând și în ultimul rând, ajutorul efectiv, frașii surori, doamnelor și domnilor, vine, deci, repet, du-te acolo unde este cel în nevoie, 19:1 din Geneză. Lucrează pentru puțini, din nou același pasaj. Arată clar pericolul, 19:15-17. Și apoi, în al patrulea rând, influențează urgență. Inspiră urgență în cei pentru care lucrez. Și în versetele pe care le-am citit, versetul 17, după ce i-a scos afară, unul i-a zis, scapă-ți viața și nu te uita înapoi, să nu te oprești în vreun loc din câmpie, scapă la munte ca să nu pieri. De asemenea și Iisus Hristos ne spune același lucru, uitați-vă în Luca 14:23. Este urgență. Când Dumnezeu se îndură de tine și de mine și când Dumnezeu îți face de cunoscut și îmi face de cunoscut starea în care mă aflu, lucrul în care, situația în care te afli, nu ți-o face de cunoscut ca să meditezi un an de zile asupra ei, ci Dumnezeu ne face de cunoscut lucrurile pe care ni le prezintă pentru ca să ne schimbăm, să ne transformăm. Și este urgent lucrul acesta. Urgent lucrul acesta. N-aș vrea să profețesc. Dacă va fi cu voia Domnului, nu va trebui să plec marți în România, la București, la Timișoara, la Bistrița, la Cluj, la Suceava, nu știu câte locuri voi mai ajunge. Dar nu știu dacă ajung acolo. Planul este acesta. Nu știu dacă ajung acolo. Și de aceea, ce pot face, trebuie să fac astăzi. Cu cine trebuie să vorbesc, trebuie să vorbesc astăzi. Pe cine trebuie să ajut, trebuie să ajut astăzi. Noi trăim și în această urgență a timpului. Pentru că ziua de mâine nu este a mea și nu este a ta. A mea este clipa. Au spus-o Sfântul Apostol Pavel și eu cred lucrul acesta. Clipa plecării mele este aproape. Astăzi suntem puternici, suntem sănătoși și mâine suntem luați de pe picioare. Astăzi suntem puternici, suntem sănătoși și după masă suntem în altă parte. Vedeți, noastră, este un timp urgent pentru noi. De ce? Pentru că trăim într-o lume finită. Trăim într-o lume finită în care în fiecare zi putem să fim chemați acasă și să dăm socoteală. De aceea, în cuvântul lui Dumnezeu, ni se cere acest lucru și ni se cere acest adevăr. Chemarea pe care ți-o face Dumnezeu, cuvântul pe care ți l-a trimis Dumnezeu, cererea pe care ți-a făcut-o Dumnezeu, este una urgentă. Rezolvă-o astăzi, în ceea ce atârnă de tine. Schimbă-te astăzi, nu mâine. Schimbă-te astăzi. Vă aminteam în alte ocazii, este pentru mine, ori de câte ori citesc, este uimire, faraon. De 4 ori a fost lovit Egiptul până acum și când se duce Moise la el și spune... Uită-te, ești plin de broaște. Vrei să mă rog pentru tine, Dumnezeului meu, să te scape de ele?
Și a zis, da. Când? Mâine. Și el mâncă broaștele. Îl mâncă gunoaiele. Îl mâncă patimile. Îl mâncă obrăznicia. Îl mâncă neascultarea. Astăzi. Astăzi. Scapă-ți viața acum. Fugi la munte. Fugi la Domnul. Întoarce-te spre El. Ajutor efectiv. Dumnezeu ne-a chemat să fim efectivi în lucrul nostru. Să nu lucrăm de mântuială, ci orice facem cu cuvântul sau cu fapta, să facem nu ca pentru oameni, ci să facem ca pentru Domnul, dar facem făcându-le oamenilor, nu? Pentru că noi trăim în mijlocul oamenilor. Deci, ia, te încurajez în numele Domnului Iisus Hristos, uite-te în tine, uite-te în jurul tău, uite-te la chemarea pe care ți-a făcut-o Dumnezeu și ține minte aceste patru adevăruri. Ca să fii efectiv, coboară-te acolo unde este nevoie. Îngerii au venit în Sodoma, au venit la Lot. Ca să fii efectiv, să nu crezi că Dumnezeu ți-a luat din demnitate dacă te-a trimis la puțin. Lucrează pentru puțin. Începe așa. În al treilea rând, ca să fii efectiv, arată clar pericolul în care oamenii se află. Și apoi, în al patrulea rând, inspiră această urgență. Dacă iei o decizie, decizia o iei astăzi. Dacă te hotărăști să te schimbi, ca Dumnezeu să te binecuvinteze, schimbarea trebuie să fie făcută astăzi. Și Dumnezeu va onora decizia ta, ca așa lui Lot. Cu toată încetineala lui, până la urmă s-a decis și a ieșit. Soția lui a înțeles că și aceasta este o glumă mai departe, nu? S-a uitat în urmă și a rămas o pildă pentru toate generațiile de oameni de atunci, pentru că Iisus Hristos folosește exemplul acesta din experiența lui Lot și spune, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Aduceți-vă aminte. O clipă. A gândit să se mai întoarcă spre locul pe care l-a părăsit. Și clipa aceea i-a fost fatală. Dumnezeu îți dă clipa ca să te întorci spre ceruri. Folosește clipa aceasta și nu uita, Dumnezeu îți iubește sufletul. Iubește-te și tu, împăcându-te cu El și întorcându-te la El. Amin.